Reamintesc, Consiliul Național se ocupă doar de 4 domenii: cultură, învățământ, uzul oficial al limbii și informarea. Noi, dar cred că toate localitățile noastre, suntem în întuneric. Televiziunea, postul de televiziune care este menit pentru noi, Novi Sadul, redacția în limba română, oare vin ei săptămânal ca să prezinte situațiile din localitățile noastre? Chiar și în agricultură, și în orice domeniu, se vede cum e viața la satul românesc. Nu interesează. Libertatea se ocupă de românii din Ungaria, de românii din Reșița. Îi au acolo. Dorim pagini care se ocupă de românii noștri. Dintr-o localitate mare v-ați înjumătățit doar în 30-40 de ani. Noi dorim să revitalizăm, noi dorim să refacem localitățile noastre românești. Și cele mari, dar să nu le uităm și pe cele mici de la Codru, care sunt pe cale de dispariție. Noi cei mari trebuie să avem grijă de cei mici. Noi cei mari trebuie să votăm acum, să aducem voturile pentru a păstra și pe cei mici. Deci dacă nu avem școală în localitățile mici, nu le vom mai avea nici în cele mari. Vreau să fiu corect față de statul în care trăim. Serbia a adoptat aceste lege tocmai pentru a fi corectă și a da drepturi românilor. A putea să-și păstreze identitatea lor națională. Nu numai românilor, tuturor minorităților naționale. Că Serbia, vreau să vă spun, și Voivodina, dacă își va pierde minoritățile, își va pierde esența, existența. Ieșiți duminică la vot, ieșiți cu toți, cu mic, cu mare. Ieșiți că este important, este o sărbătoare. De aceea suntem astăzi aici,
E un moment istoric și de aceea ieșiți și votați lista numărul 4, Comunitatea Românilor din Serbia, și așa Dumnezeu să vă ajute. Vă mulțumesc! Voi sunteți forța, români pentru români. O poruncă strămoșească ne obligă, că este datoria noastră să venim cu mic cu mare, la urne și să decidem destinul nostru. Destinul nostru înseamnă viitor. Spunem destul. Avem curajul să spunem destul. Vrem să schimbăm lucrurile fundamental și radical. Este o datoria noastră, a generației noastre de astăzi, să creăm un nou viitor. Uniți. Uniți? Ce înseamnă aceasta? Ne-au furat toate listele acestea, dacă cunoașteți platforma de program a comunității, dacă cunoașteți planurile de activitate ale comunității, sunt niște plagiați. Nu au nicio idee originală. Din platforma de program, din planurile comunității, din strategia comunității, au furat totul. Acești plagiați vor să ne fure destinul. Ei se ascund sub anumite liste. Ne-au furat și numele listei cu care am participat la fostul Consiliu. Nu este bine, domnilor. Noi îi lăsăm să fure ideile noastre, e bine, dar să le realizeze. Noi vrem implementarea în practică a acestor idei. Vrem ca fiecare român să aibă deplină libertate și deplinul drept la cultură, la învățământ, la educație, deci și la informare. Uzul limbii, toponimele noastre, inscripțiile, folosirea limbii în administrație, folosirea limbii în justiție. Astea sunt drepturile pe care noi le avem declarativ. Vă doresc încă o dată sănătate. În primul rând să știți că sunteți oameni liberi. Oameni liberi. Nu îngerunchiați niciodată când este vorba de drepturile noastre. Români pentru români. Aceasta este forța care va schimba lucrurile pe șase. Noi vrem un viitor mai bun pentru noi toți, pentru prezent și pentru viitor. Și ne vom angaja. Comunitatea este garanția că vom îndeplini ceea ce cu dumneavoastră împreună vom stabili dacă vom cuceri majoritatea în Consiliul Național. Suntem forța care nu va fi clintită și care nu va ceda niciun pas de la interesele noastre majore strategice. Păstrarea ființei noastre naționale, a limbii noastre, a învățământului cu limba de predare română, a culturii noastre, a informării care vrem să o scoatem de sub cenzură și, bineînțeles, implementarea folosirii limbii. Dumnezeu să vă ajute, să vă dea sănătate, să puteți continua ceea ce ați început, voi ca auzineni, iar tuturor celorlalți care au venit astăzi aici, încă o dată spun, la Roma spiritualității noastre, să ia exemplu și să ajutăm Uzdinu și toate celelalte localități să se refacă. E o datorie sfântă, românească, pentru destinul nostru și pentru viitorul nostru. Vă mulțumesc, vă iubesc și vă spun că nu vom ceda niciodată. Înconjurați patru și veți avea garanția îndeplinirii programelor noastre. Vă mulțumesc!